Bună seara, stimați telespectatori! Probabil mulți dintre dumneavoastră au rămas surprinși când au văzut acest generic. Vă invităm să urmăriți o ediție specială a emisiunii Muzică, ușoară, poezie și voie bună. Ne-am gândit la o ediție specială pentru că formația Castellani din Carei, pe care foarte mulți dintre dumneavoastră o cunoașteți, împlinește 50 de ani. Astăzi, profesorul de muzică ușoară Peter Coracioni, dacă ar fi trăit, ar fi împlinit 74 de ani. Este o zi absolut memorabilă și vreau să vă spun că într-o dimineață m-am gândit la profesorul Peter Coracioni, dar nu știu de ce. Probabil a fost providența sau poate el a vrut să-mi trimită un mesaj și atunci m-am gândit să-l sun pe Bogdan Georgescu, directorul Direcției de Cultură și Sport din Carei, și să-i propun, să-i sugerez, să realizăm o emisiune cu Castellani și despre Castellani de altă dată. Stimați telespectatori, dragi iubitori de muzică ușoară, stimați careeni care nu mă îndoiesc, sunteți în fața televizoarelor, dorim să rememorăm, să ne reîntoarcem în timp pentru a afla lucruri pe care alții nu le cunosc, legate de istoricul formației Castellani. De ce ne-am gândit la profesorul de muzică Peter Coracioni? Așa cum am spus, astăzi este ziua lui de naștere. Noi nu spunem că a murit. Profesorul Peter Coracioni trăiește în continuare în sufletele noastre, stimați telespectatori. Și oare ce poate fi mai frumos? Iată, este o coincidență? Să fi fost un destin? Chiar astăzi, în această seară, când noi avem programată emisiunea Muzică și Voie Bună, profesorul Peter Coracioni ar fi împlinit vârsta de 74 de ani. Stimați telespectatori, în această emisiune, pe lângă informațiile legate de istoricul formației Castellani, vom avea posibilitatea să ascultăm și să-i vedem pe artiștii de astăzi ai formației Castellani seniori și juniori. Pentru a realiza această emisiune, în studioul nostru au venit alături de membrii formației Castellani. Mă refer mai mult la soliști, pentru că instrumentiștii n-au venit în această seară alături de noi. I-am invitat așadar în studioul nostru și pe Bogdan Georgescu, în calitate de director al Direcției de Cultură și Sport din Carei, Iosef sau Josef Suci, în calitate de profesor de muzică, dânsul este și coordonator al Cercului de Muzică Ușoară, din cadrul Cercului, Centrului Cultural din Carei. Puțin mai târziu, de fapt în partea a doua emisiunii, alături de noi se va afla și Adrian Ștefănuț, în calitate de coordonator la Cercul de Teatru din Carei. Vreau să vă spun că Josef Suci are peste 120 de elevi înscriși la secția de muzică ușoară a Centrului Cultural din Carei. Bună seara, bine ați venit în studioul nostru, Bogdan și Josef. Bună seara și mulțumim mult pentru invitație. Cred că ar trebui să ne reîntoarcem în timp pentru telespectatorii care cunosc mai puține despre formația Castellani. Am înțeles că Josef Suci este unul dintre careenii care cunoaște cel mai bine sau artistul care cunoaște cel mai bine istoricul formației Castellani. Așadar, prin anii 1963, din câte știu eu, profesorul Peter Coracioni a venit cu ideea, a inițiat înființarea formației Castellani. Bună seara! Deci, de fapt, în anul 1963 a început să se contureze ceva ce va deveni Castellani. Este vorba de un grup de tineri care, influențat de vremurile de atunci, a început să cânte la chitară și să viseze la propria formație de muzică ușoară. E vorba de domnul Roșca Părin, azi profesor de muzică în orașul Carei, de Simeon Bănuțiu, și de, nu mai clipă, de Achendre, de, dacă nu, a fost, nu, puțin mai târziu. Era vorba de
Păi nu, nimic. Vedeți, am un lapsus. O să-ți amintești deci, puțin mai târziu, da? Deci e vorba de trei tineri pe atunci, care în care visau la propria formație în 63. Desigur, în oraș deja erau muzicanți care încercau să cânte muzică ușoară. Totul s-a schimbat în 1964, când profesorul Coracioni, fiind atunci în ultimul an la conservatorul din Cluj-Napoca, a venit cu o trupă din Cluj-Napoca, cu colegii lui de conservator, la un concert în orașul Carei. Noul director al Casei de Cultură pe atunci, domnul Maghiaru Vasile, atunci a observat șansa ca orașul Carei să aibă ceva deosebit pe plan muzical. Atunci l-a contactat pe domnul Coracioni Peter, și așa a început o colaborare. Colaborare care a ținut până în anul următor, în anul 65, când profesorul Coracioni se întoarce acasă și de atunci putem vorbi, de fapt, despre formația Castelanei și numele. În acest an a primit formația acest nume cu ocazia unui spectacol 03 la care s-au gândit să dea un nume formației și cum că repetițiile erau în Castelul Carului, pe atunci s-au intitulat locuitorii castelului, de fapt Castelani, așa am venit numele. Iată, pe scurt, istoria de început a formației Castelani, stimați telespectatori. Oricum, anul de referință este 1964, când domnul profesor Peter Coracioni pune bazele solide, de fapt, ale formației Castelani. Bogdan, eu știu că tu și împreună cu colegii v-ați implicat foarte mult pentru a păstra memoria mereu via profesorului Peter Coracioni. Vreau și tu să ne spui câteva cuvinte de inițiativele pe care tu le-ai avut. Știu că s-a depus o placă comemorativă. Ziua de naștere a profesorului Peter Coracioni coincide cu ziua culturii careene. Așadar, te rog să rememorezi și tu câteva chestiuni legate de formația Castelanii, de care te leagă amintiri și, desigur, până în actualitate. O scurtă trecere în revistă. Domnul profesor Peter Coracioni este una dintre cele mai reprezentative figuri și cele mai emblematice figuri ale culturii careene, ale culturii moderne. Pentru cei care l-au cunoscut, sigur, i-au apreciat munca, știu despre cine e vorba. Cei care l-au cunoscut mai puțin trebuie să știe că dânsul a fost cel care a făcut un brand nu numai din formația Castelani, ci însuși din orașul Carei. Noi și astăzi, după 10 ani de la dispariția dânsului sau trecerea lui în neființă, mergem în țară, noi mai cântăm, mai avem spectacole și ne mai întreabă lumea, neștiind că a murit, ce mai face domnul Coracioni, cum sunt Castelani. Un orășel mic ca și Careiul să primească un atât de mare renume, asta este meritul, sigur, a tuturor celor care au făcut parte în acest curent, dar în special a domnului profesor Peter Coracioni. Și atunci când vorbim de Castelani, este un lucru aparte, ceea ce a reprezentat acest curent muzical pentru municipiul nostru. N-a fost o simplă formație care a venit, a apărut și apoi, fiindcă n-am mai cântat ceva la modă, a dispărut cum e în ziua de astăzi. Formația Castelani înseamnă ceva care a început în 64 și mai există și în 2014. Și mulțumită lui domnului profesor Siceu, Jef sau unor oamenii nimoși ca Faighi Ionci sau doamna profesoară Vulcan, sute de careieni, zeci de careieni studiază și în momentul acesta muzica ușoară și iată că continuă ceea ce domnul profesor ar fi vrut să continue și în ziua de astăzi și ce a inițiat. Noi ne pregătim de o aniversare mare în Carei, 50 de ani de la înființarea grupului Castelani. Și bineînțeles, am lansat o pagină Facebook, am început să luăm legătura cu ajutorul domnului Puiu Bănuțiu Senior. Lucrăm la eveniment, bineînțeles cu Youji, și începem să răscolim amintiri. Și lumea începe să povestească, lumea începe să trimită imagini. Acolo veți găsi deja sute de imagini, dar mai vin și mai vin. Avem planuri mari pentru zilele acelea 2 sau 3 din septembrie, despre care vom vorbi la un moment dat. Dar vreau să vă spun că este o datoria noastră de a ne aduce aminte de el, fiindcă ceea ce a făcut el pentru oraș, părerea noastră că nu a mai făcut nimeni, nici până atunci, nici de atunci încolo. Fiindcă sunt artiști foarte cunoscuți și nu vreau să dau nume, să nu omit pe cineva, nu ca să că n-ar fi în Carei,
care au făcut o carieră muzicală, o carieră artistică, dânsul și-a sacrificat poate propria carieră artistică în interesul comunității, în interesul copiilor. El n-a devenit cel mai bun pianist și nici cel mai bun profesor de muzică din Carei. El a devenit omul care a inițiat 7 sau 8 generații de castelani. Noi ne bucurăm că și noi am făcut parte de la începutul anilor 80, la sfârșitul anilor 70, până când am trecut la Canon și la In Extenso. Am stat lângă el chiar până în ultima clipă, până a murit. Și chiar azi scriam într-un comunicat de presă că am fost să depunem o coroană cu câțiva tineri de la Cercul de Muzică Ușoară la mormântul lui, că el nu a predat doar o lecție de muzică, el a predat o lecție de viață. Da, și a fost un profesor nemaipomenit, un mentor spiritual, un profesionist, care întotdeauna, când a remarcat un talent, profesorul Peter Coracioni l-a încurajat, l-a chemat alături de castelani. Indiferent de limba vorbită, țin minte spectacolele care aveau loc prin anii 70-80, erau fascinante, cu diverse ocazii, dar întotdeauna când formația castelani urca pe scenă, stimați telespectatori, inima stresălta de bucurie și un fior cu totul aparte îți străbătea ființa, pentru că domn profesor Peter Coracioni era un om exigent și în ceea ce privește muzica, cum cred că sunteți și dumneavoastră, domnule profesor Joseph Switch, vroia să existe perfecțiune sau aproape de perfecțiune. Instrumentiștii, dar și soliștii erau foarte bine pregătiți, motiv pentru care formația Castelani de-a lungul anilor, atât în țară cât și în străinătate, a luat foarte multe premii întâi. Stimați telespectatori, Bogdan și cu Joseph, împreună cu soliștii formației Castelani, senior și junior, bine am spus, nu? Pentru că avem între membrii formației Castelani din zilele noastre și soliști de o altă vârstă, avem și copii, s-au gândit să dedice această emisiune prin intermediul Nord-Vest TV în memoria formației Castelani și implicit domnului profesor Peter Coracioni, care sunt sigur că este alături de noi, simt eu așa, și cred că în sufletul nostru profesorul trăiește în continuare. Așadar, vom asculta și muzică, dar vom asculta și poezie. Pentru că noi așa, poezia, muzica, au punți de legătură. Există și în poezie o anumită muzicalitate. În muzica ușoară există și multă poezie. Așadar, o să o ascultăm prima dată pe Doicea Radina, care va interpreta o poezie scrisă de Boris Pasternak, intitulată Grea cruce să iubești pe unii. Apoi formația Castelani va interpreta 2 cântece. Soliștii vor fi Balaj Iulia, Holdoș Sara, Neigrai Nicolet, Aș vrea să rămân copil. Este titlul primului cântec interpretat de Castelani, iar cel de-al doilea îi va avea ca soliști pe Cimar Bernadet, Neimeti Tamara. Apoi vom asculta o poezie recitată de Duțescu Darius, intitulată Primăvara, poezie scrisă de Lucian Blaga. O să te rog, Bogdan, să citești tu în limba maghiară cel de-al doilea cântec, interpretat de formația Castelani. Ei n-am sulete în vorajlo unăc. Cizmar Bernadet și Neimeti Tomorov va interpreta cântecul respectiv. Da, te rog, da, te rog, înainte de a începe, vreau doar să adaug ceva. 2 lucruri pe scurt.
Ați spus mai înainte că un spectacol castelan însemna ceva. Spectacolul castelan era un show complet. Dacă ar trebui să comparăm cu cuvintele din zilele noastre, însemna muzică, dans, spectacol de stradă, momente vesele. Domnul Gavrilaș, domnul Ioan Seleș și făceau parte întotdeauna din concertele și turneele noastre. Și în al doilea rând mai însemna ceva. Cântat pe viu. Oriunde eram, live. Nu se punea live. Noi am încercat și în această seară, n-am adus formație cu noi, dar domnul profesor o să-i acompanieze pe tineri, vocea să fie live, fiindcă munca adevărată pe care Iouji o face și copiii studiază săptămâni și luni întregi pentru a interpreta un cântec, aici poate să fie pusă în valoare, fără a induce în eroare absolut pe nimeni că asta este o înregistrare sau că nu e vocea lor. Așadar, ne bucurăm că avem această ocazie și mulțumesc și colegul meu Puiu Bărnuțiu care a venit și ne-a asigurat partea de sunet că acești copii pot să interpreteze live piesele. Mulțumim! Da, înainte de emisiune am vorbit cu Bogdan și l-am întrebat dacă are un CD și mi-a spus ce fel de CD. Păi, câteva cântece înregistrate cu formația Castellani. Păi noi nu avem CD înregistrat. Noi o să cântăm live. Deci toate cântecele le cântați live, da, adică pe viu. O să ascultăm vocile minunate ale acestor soliști, stimați telespectatori, și desigur, pe lângă muzica ușoară pe care o vom asculta, așa cum am spus, vom asculta și poezie. Dacă regia este pregătită, o ascultăm pe Doicear Adina. Cruce să iubești pe unii, dar tu, ce simplu, de înțeleg secretul frumuseții tale, enigma vieții o dezleg. Se aude primăvara, fâșnet de adevăruri cum străbat, ca aerul îți înțelesul, ca el de dezinteresat. Freamătul viselor se aude atunci, și parcă le și vezi în rândul marilor temeiuri, tu, precum aerul, te așezi. Ușor e, te trezești, zvârli din suflet pleava vorbii, vechi cu sururi. Curat să mergi de aici înainte, să nu te mai mânjești de apururi. Extraordinar de frumos. Până când formația Castellani se pregătește, aș dori să-l întreb pe Bogdan. De ce v-ați gândit și la poezie, Bogdan? Ai spus de spectacol, de estradă, dans. De ce și poezie la formația Castellani? În primul rând, să știți că foarte multe piese de-a castelanilor erau pe versurile unor poeți renumiți, erau poezii alese pentru a fi puse pe note muzicale. În al doilea rând, că la fel ca și muzica, poezia transmite o stare de spirit, un sentiment care poate fi mai ușor înțeles, mai ușor apreciat și mai bine țintit spre sufletul și spre inima ascultătorului. Și ar mai trebui să adaug aici ca și un fel de promo că vineri în sala Cavalerilor din Castelul Carui avem un spectacol cu poezie și muzică de dragoste pregătit de colegii mei Suciulev și Adrian Ștefănuț și în preambulul acestui eveniment ne-am gândit că ar merita ca să prezentăm câteva poezii și aici în această seară. Odată poate le facem chef spectatorilor să vină la spectacol. Vineri la ora 17. Vineri la ora 18 în Castelul Carui. Și în al doilea rând că e bine să promovăm și poezia în rândul tinerilor și în rândul spectatorilor. Noi avem fel de fel de evenimente prin care încercăm să aducem poezia mai aproape de tineri. Este un gen care
parcă lipsește. Muzica ține pasul cu moda, e poate mai ușor înțeleasă și ajunge mai ușor la tineri. Poezia, cu toate că este mai valoroasă, câteodată rămâne în urmă și încercăm să nu o lăsăm în urmă. Da, deci există o armonie între poezie și muzică. Să ascultăm așadar formația Castellani. Bravo, bravo, foarte frumos acest cântec interpretat de Doicea Radina, Balaj Iulia, Holdoș Sara și Negrei Nicolet. În continuare, stimați telespectatori, o să ascultăm un cântec în limba maghiară intitulat de Csizmár Bernadett, Németi Tamara. Până când soliștii formației Castellani se pregătesc, de fapt sunt Castellani juniori, Castellani mici. Vreau să vă spun că într-adevăr formația Castellani și în zilele noastre păstrează acea rigurozitate în interpretarea cântecelor. Cred că parfumul, interpretarea vocală a rămas și a fost preluată de profesorul de muzică Josef Suci. Se simte, chiar și colegii din platou au spus, stimați telespectatori, Bogdan, se vede munca, stimați telespectatori. Și cred că formația Castellani junior sau Castellani senior, Castellani mari, oriunde vor merge în vara aceasta la diverse concursuri, cred că vor lua sau se vor întoarce acasă cu premii întâi. Să ascultăm următorul cântec interpretat de Castellani mici. Varázslónak csodát tenni nem tudok, és
azt hiszem már észre vetted, a jó tündér sem én vagyok, de ha eltűnne az arcodról ez a sötét szomorúság, úgy érezném, vannak még csodák. Mit tehetnék érted, hogy elűzdem a bánatod, hogy lelked mélyén megtörjem a gonosz varázslatod? Hát mit tehetnék érted, hogy a szívedben öröm legyen? Mit tehetnék, áruld el nekem? Nincsen varázspálcám, melyel bármit eltűnthethetek, mert annyi minden van jelen, megszüntetni nem lehet. De ha eltűnne az arcodról ez a sötét szomorúság, úgy érezném, vannak még csodák. Mit tehetnék érted, hogy elűzem a bánatot, hogy lelked mélyén megtörjem a gonosz varázslatot? Hát mit tehetnék érted, hogy a szívedben öröm legyen? Mit tehetnék, áruld el nekem? Nincsen hét mérföldes csizmám, nincsen varázsköpenyem, s hogy holnap is még veled leszek, az sajnos nem ígérhetem. De ha eltűnne az arcodról ez a sötét szomorúság, úgy érezném, vannak még csodák. Mit tehetnék érted, hogy elűzzem a bánatot, hogy lelked mélyén megtörjem a gonosz varázslatot? Hát mit tehetnék érted, hogy a szívedben öröm legyen? Mit tehetnék, áruld el nekem? Mit tehetnék, áruld el nekem? Da, felicitări, le-ați ascultat pe Cismar Bernadette și Neimeti Tamara. În continuare, stimați telespectatori, o să ascultăm o poezie, Primăvara, semnată de Lucian Blaga, recitată de Darius Duțescu. Vreau să reamintesc telespectatorilor care probabil au deschis puțin mai târziu televizoarele, că de acești copii care recită poezie se ocupă domnul profesor Adrian Ștefănuți, coordonator la Cercul de Teatru al Centrului Cultural din Carei. Cred că Darius Duțescu este pregătit, este în direct cu dumneavoastră. După cum puteți observa, până la această oră, Castelanii ne oferă din nou un mini-spectacol în direct pentru dumneavoastră, stimați telespectatori. Darius Duțescu. A cunoaște, a iubi. Încă o dată, iar și iară. A cunoaște înseamnă iarnă. A iubi e primăvară. A iubi. Aceasta vine tare de departe în mine. A iubi. Aceasta vine tare de departe în tine. A cunoaște. A iubi. Care-i drumul ce te îndeamnă? A cunoaște. Ce înseamnă? A iubi. De ce ți-e teamă printre flori și în mare iarbă? Printre flori și în mare iarbă,
Patima fără păcate ne răstoarnă în infinit, cu rumoare și ardoare de albine reîncarnate. Încă o dată, iar și iară, a iubi e primăvară. Mulțumim, Darius Duțescu, emoționantă această poezie. Spuneai, Bogdan, de faptul că dorești să-i sensibilizezi pe tinerii careeni, pe membrii formației Castellani, cu poezie. La Satul Mare am văzut recitațio. De multă vreme, cred că telespectatorii noștri n-au mai văzut în direct copii care recită poezii, sau mai rar îi vedem, la emisiunile pentru copii, dar cred că există această armonie între muzică și poezie, așa cum am menționat și cum ai spus și tu, și veți continua și la Carei seria de spectacole cumulate cu poezia, muzica și poezia. Noi acum câțiva ani, acum vreo 6-7 ani, am început un mic proiect împreună cu colegii mei, eram atunci director la Centru Cultural, și ideea a fost de a organiza diferite concursuri de poezie și de muzică ușoară. Avea două scopuri fiecare concurs în sine. Odată de a marca un eveniment, o zi de naștere a unui poet, să le aducem în atenție. Așa. Și în al doilea rând să căutăm să descoperim tinere talente care apar la diferite concursuri, fiindcă vin copiii, se pregătesc, îl vedem, îl notăm cine este. Pe vremea noastră era mai ușor pentru profesorii de la Centru Cultural. Fiecare școală avea cor. Domnul Peter Coraciuni mergea la școală, coruri care cântau pe trei voci lejer și alegea de la fiecare cor primii trei sau patru soliști și aducea la Casa de Cultură. Deci pe cei mai buni îi aducea acolo. Și acum sunt cei mai buni aici, doar că noi umblăm după ei să-i căutăm. Și iată așa la Star Select, care e un concurs pe care noi l-am inițiat de căutarea tinerilor talente în muzică ușoară, noi avem o pepinieră proprie pe care de 6-7 ani ne-o formăm aproape din acest concurs. Aproape da, din acest Bogdan, concurs. Vrem să împletim Castellani în actualitate și ce faceți acolo la Centrul Cultural din Carei cu Castellani de altă dată. Mă gândeam în timp ce vorbeai de poezie la acel concurs de muzică ușoară, Steaua fără nume, și una dintre probe era aceea de a recita interpretul o poezie. În acest fel, juriu putea să-și dea seama și de calitățile interpretative, pentru că la un moment dat, nu, domnule profesor Joseph Suci, și atunci când interpretezi un cântec de muzică ușoară, dacă nu știi să reciți o poezie, cred că niciun cântec nu reușești de muzică ușoară să-l interpretezi în așa fel încât să transmiți receptorului, telespectatorului, spectatorului acel fior, acel ceva care să-l impresioneze. Așa este. Chiar arta este, de fapt, arta își atinge scopul atunci când această barieră dispare dintre spectator și interpret. Și așa cum am spus, normal că artistul trebuie să transmită sentimente, trebuie să inducă o anumită stare. Dacă poezia este un remediu perfect pentru acest lucru, dacă reușește, atunci își atinge scopul. Dacă nu, atunci suntem pe drumul greșit. Vreau să ne reîntoarcem puțin în anii 60, după momentul 1964, prin anii 70, care era componența formației Castellani, pentru că ulterior la acest grup pe care l-a menționat Bogdan, domnul profesor Coraciuni, Peter Coraciuni, cine a mai fost prima dată, domnul Bărnuțiu, domnul profesor Oșca, și după aceea au mai venit. Da, au venit domnul Dea Kendre, Dumnezeu să-l ierte, pentru că și el a plecat dintre noi, dar rămâne în continuare. Un pachet de suflători de renume. Deci componența, desigur, ideea ce a fost? Aproximativ în anii 70, puțin sigur. Mai târziu. Da. Deci în anii 70 Castellani a devenit cunoscut, destul de bine cunoscut pe plan județean. În 69-70 și-a atins primele succese notabile când a apărut în 70 Steaua Sătmarului, festivalul
care în 71 deja a venit un festival foarte serios cu peste 200 și ceva de numiri. În fine, deci în anii 70 deja formația era o formație de stradă foarte bine pusă la punct. Avea un suflător dintre care Doncov Paul, din Șimleu Silvane, Boroș Ludovic. El a fost de fapt un muzician foarte bine pregătit. El mai târziu a ajuns să fie directorul muzical al teatrului din Oradea. Dintre, mai putem aminti între suflători pe Faciul Iosef, Nimeti Iosif. Au mai fost, chiar așa nu mi-aduc aminte toată lumea. Domnul Usei, care din păcate nu chiar cam de o lună l-am pierdut. Din păcate rândul castrinarilor se împuținează celor seniori. Deci în 70 deja putem vorbi despre o formație cu un renume pe plan județean sau pe plan regional. Acest lucru cu timpul se va schimba până când Castrani devine un brand cunoscut și apreciat și recunoscut în toată țara. M-am uitat și eu pe site-ul Castelanilor. De fapt, oricine pune pe Google, pe internet, formația Castelanii, află foarte multe informații legate de istoricul formației, dar și de soliștii care au cântat împreună cu Castelanii pe scena din Carei, pe scena din Satu Mare, pentru că această formație profesioniștă își pregătea partiturile și reușea să asigure partea de orchestrație pentru diverse vedete ale muzicii ușoare românești și nu numai, chiar și din străinătate, din Ungaria, care veneau la Carei sau în județ. Te rog, Bogdan, din acest punct de vedere, să facem o trecere în revistă a personalităților, a vedetelor care au cântat împreună cu formația Castelan. Eu o să mă ajute la nume, o să-l rog că are câteva, și notate la un moment dat. Eu vreau doar înainte să vă spun ceva. Eu, de exemplu, am văzut onoarea să cânt pe aceeași scenă și să-l acompaniez pe Ricky Dandel și pe Dan Spătaru. Deci noi îl acompaniam. Asta însemna că înainte de turneu, nu caseta și CD-ul venea la Carei, ci veneau partiturile. Partiturile, da. 2 sau 3 săptămâni, asta însemna ore de repetiții, stăteam și noaptea în castel, înainte cu 2 zile a sosit domnul Dan Spătaru, fie iertat, și dă-i mai departe, spunea, aici nu-i place partea asta, aici mai insistăm, acolo. Și noi plecam în turneu în 10-15 localități în țară, sigur, revin la partea de live, în care noi pe lângă ne făceam programul de stradă, Castelanii mici urcau pe scenă, veneau dansatori și mai, și la sfârșit noi eram formația care îi acompaniam. Bineînțeles, ne-am prins sfârșitul perioadei de glorie, dar Castelanii adevărații au cântat cu nume. Acum, eu zic ce-mi vin mie acum aminte, Olimpia Panciu, Margareta Păslaru, Dan Spătaru, Aurelian Andreescu, Marius Seicu. Deci cele mai mari nume ale muzicii românești și cu nume din sonore din Ungaria. Da. Sigur, Rita Pavone, nu? Care a cântat la Carei, la teatru, acompaniată de formația Castelanii. Și alții interpreți de muzică ușoară, de valoare, chiar și din străinătate, care au venit la Carei. Și e foarte important că pe lângă faptul că a colaborat cu soliști importanți și a acompaniat soliști și a fost în turnee, a colaborat cu compozitori renumiți din acele vremuri. Joel Cherește este un nume care ține și astăzi la acest brand de Castelanii. Mari compozitori ai României, Aurel Giroveanu și foarte mulți alții. Avem o listă întreagă, peste 30 de compozitori care au scris piese expres pentru Castelanii. Și în afară de faptul că le-au scris piese, le-au încredințat alte piese pe care le cânta. De exemplu, Castelani avea voie să interpreteze piesa Copacul, pe care Aurelian Andreescu o interpreta, dar i s-au încredințat și lor că pot să cânte. Deci erau lucruri mari pentru acea perioadă, nu doar pentru acea perioadă, cred că și pentru zilele de astăzi. Cred că, nu, domnule profesor Joseph Suci, păstrați echilibrul, exigența a ceea ce a fost formația Castelanii ca sistem de referință, mă gândesc, pentru tinerii soliști de astăzi.
Da, încerc neapărat să păstrez, desigur, nivelul acceptabil la care se cântă, la care se învață la instrumente, e un lucru foarte important. Din acest punct de vedere, am avut un profesor foarte bun și domnul profesor Caracciani a reușit să găsească un echilibru în a fi aparent sever, așa să spun, exigent, mai bine zis. Era un profesor foarte exigent și totuși foarte atent. A reușit să ne susțină, a reușit să ne motiveze. În momente grele, pentru un copil e foarte dificil să înveți un instrument. Să dedice săptămâni, luni, ani de zile unui studiu la un instrument, la voce. Am încercat și sper că am reușit să pot oferi aceeași lucru copiilor, elevilor mei de azi, castelanilor de azi, de fapt. Da, și cred că, nu, Bogdan, îmi confirm și tu, cred că Josef Suciu a reușit acest lucru, să păstreze, să și simte din felul în care cântă formația Castelanii. Imediat cei care au auzit formația Castelanii de altă dată își dau seama că acea ținută de profesionalism a rămas până în zilele noastre. Nu știu, poate ne spuneți sau ne spui, am zis că ne luăm apelativul acesta, să fim mai calzi, câteva succese pe care le-ați obținut recent cu formația Castelanii, mă refer anul trecut, dacă ați fost plecați. Seria de succese a început cam așa cum a început la Castelanii Senior în anul 68-69, la un festival, la recentul reluat festival Steaua Sătmarului din Odoreu. Atunci am ajuns și noi să avem primele succese mai serioase. Nouă premii am adus de la festivalul recent reluat atunci în 80, adică în 2007, în 2008 și mai multe premii, inclusiv premiul întâi, un premiu pentru cel mai bun instrumentist, băiatul Bogdan Marius Georgescu, anul târziu. Din nou câteva premii, plus încă un premiu pentru cel mai bun instrumentist, era David Cherestea și de la FAPE. Dar, desigur, adevăratele succese au venit puțin mai târziu. Pot vorbi despre foști elevi de-ai mei care azi au ajuns să cânte în formații de renume. Unii au ajuns să cânte alături de Semnalem, e vorba de Alin Ilie și Sergiu Ilie, și au cântat alături de Semnalem 3 ani. În varianta nouă. Da. Așa? Semnalem, da. Da. Am Suispof Alexandru a ajuns să reprezinte România la festivalul Eurovision din Düsseldorf. Ciuvo Toader a câștigat locul 3 la X Factor din Budapesta. Marius Georgescu, băiatul lui Bogdan, și Raluca Briațiu azi cântă alături de trupa Yesterdays, o trupă extrem de bună cu muzică rock progresiv. Care poartă numele, nu, da, unui cântec al formației Beatles. Da. Deci, ei au album editat în Statele Unite, în Japonia, în Germania. Și au pornit de la Carei, nu? Da, au pornit de la Carei. Și nu pot uita nici de elevii de azi, cei care, deși nu au ajuns să obțină rezultate deosebite pe plan național sau internațional. Totuși spun că ei sunt copii deosebiți, cu talente deosebite, cu foarte multe ore de studiu și pregătiți pentru orice. Da, stimați spectatori, o să luăm o scurtă pauză publicitară. Am insistat puțin pe acest istoric al formației Castelanii de altă dată. Sigur că am plătit și cu performanțele formației Castelanii din actualitate, din zilele noastre. Ați auzit și dumneavoastră de la Carei s-au ridicat soliștii valoroși care cântă în formații de renume și au obținut premii remarcabile la diverse confruntări internaționale. După o scurtă pauză publicitară vom reveni în direct și desigur vom asculta formația Castelanii, dar și niște poezii minunate dedicate profesorului Peter Coracioni.